Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Scumpă Biserică a Domnului Iisus Hristos, ne-am închinat în prezența Domnului în seara aceasta prin cântare, prin rugăciune. Acum a venit vremea ca Dumnezeu să ne vorbească, de aceea noi trebuie să-L ascultăm. Vă invit să vă pregătiți sufletul, să faceți liniște, să evitați orice deplasare și din respect pentru Domnul și pentru Evanghelia sa veșnică, să fim cu o inimă și cu un gând la picioarele Domnului. Haideți să începem citind din Scripturi. Așa cum obișnuim noi, în semn de respect, vă rog și de data aceasta să vă ridicați în picioare. De asemenea, vă rog să deschideți cuvântul la Faptele Apostolilor, capitolul 17. De unde vom citi versetele 30 și 31. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită, prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit în prezența Domnului să vă așezați și sufletul dumneavoastră să fie în continuare cercetat de Sfânta Evanghelie a Domnului nostru. Frați și surori, stimați oaspeți, suntem așa de bucuroși să fim din nou cu dumneavoastră într-o duminică seara, în sanctuar, în casa lui Dumnezeu, și să avem în față, în fața ochilor noștri, a conștiinței noastre, Evanghelia veșnică a Domnului nostru Iisus Hristos. Prin Evanghelia aceasta noi am devenit mântuiți. Prin Evanghelia aceasta ni s-au șters lacrimile în momentele de criză. Prin Evanghelia aceasta ne-am înfrânat atunci când ispita și păcatul ne chema spre destrăbălarea de odinioară. Prin Evanghelia aceasta am pus mâinile pe coarnele plugului să-L slujim pe Regele Iisus Hristos, știind că o facem ca să-I producem bucurie și El să ne răsplătească într-o zi prin harul și bunătatea sa. Binecuvântat să fie Domnul! În ultimile două duminici, la slujba de seară, am stăruit împreună asupra unui subiect care devine de actualitate datorită conflictului, datorită contradicției de învățătură. Și am socotit că este bine ca slujitor al Domnului, dar și ca biserica a Domnului, să prezentăm punctul de vedere, spunând care este punctul nostru de vedere, care este punctul meu de vedere personal, care este punctul de vedere al Bisericii Betania în ceea ce privește învățătura despre predestinație sau liberul arbitru. Dar în egală măsură, siguranță eternă sau posibilitatea pierderii mântuirii. Așa se face că în această seară, prin harul Domnului, am ajuns la ultima lecție, cea cu numărul 3. În prima lecție am încercat să fac o prezentare teologică, vorbindu-vă despre cum a început învățătura aceasta, cam în ce vreme, prin ce bărbați. În cea de-a doua lecție am încercat să prezint care sunt argumentele ei și am încercat un modest contraargument. În această seară voi vorbi puțin în introducere despre faptul că totuși există predestinație. Dar există predestinație în perspectiva slujirii, nu a mântuirii. Alegerea specială a lui Dumnezeu pentru slujire este privilegiul lui Dumnezeu. Așa cum un șef de companie își alege oamenii în funcție de criteriile lui, oameni care vor trebui să dea un anumit randament, să producă, tot la fel Dumnezeu, în calitate de director, de creator,
de șef al cosmosului întreg și al bisericii. El își alege slujitori dintre cei mântuiți pe care vrea el. Și observați, vă rog, că în Exod, în capitolul 3, versetul 10, Biblia ne vorbește despre alegerea unui mare bărbat care sau cu care Dumnezeu a marcat istoria. Este vorba despre Moise. Exod, capitolul 3, versetul 10. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și tu vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Aduceți-vă aminte că Moise a ezitat, dar Dumnezeu a avut un plan concret și a spus: Moise, dacă te-am chemat pe tine, înseamnă că vreau ca tu să vii. Nu-mi vorbi despre fratele tău. Pe fratele tău îl știu mai bine decât pe tine. Moise, te chem pe tine și tu trebuie să vii. Te chem nu să devii mântuit, te chem să-L slujești pe Dumnezeul tău. Dumnezeul cheamă pe Ieremia. Citim cuvântul lui Dumnezeu, Ieremia capitolul 1, acolo unde în versetul 5 Scriptura spune: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei eu te pusesem deoparte. Dacă ne oprim aici, dar Biblia nu se oprește. Te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dumnezeu l-a cunoscut încă din pântecele mamei sale că o să fie proroc. Dumnezeu l-a pus deoparte ca să fie proroc. Toată predestinația aceasta a fost în legătură cu slujirea lui. Pentru ca Ieremia să slujească cu succes, era nevoie în momentul în care se zămislea în pântecele mamei lui, Dumnezeu să pună în genele lui anumite abilități care mai târziu vor deveni instrumente de slujire. Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu să fiu cântăresc dacă nu-mi dă voce? Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu să fii predicator dacă nu-mi dă o capacitate și o dicție bună să vorbesc? O minte selectivă și bine structurată? Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu să fiu un conducător dacă nu-mi dă discernământ? Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu să fiu ușier dacă nu-mi dă o atitudine politicoasă, o față distinsă, bine primitoare? Cum să mă cheme pe mine Dumnezeu să fiu dirijor dacă nu-mi dă ureche ca să discern sunetele și să le știu organiza și conduce? Dar ca să fiu mântuit, nu-mi trebuie nicio abilitate decât să cred. Și capacitatea de a crede se naște în urma citirii Evangheliei. Dar ca să slujești, îți trebuie abilități, îți trebuie daruri, îți trebuie talente. Pe unele Dumnezeu ți le dă prin Duhul Sfânt atunci când te cheamă, dar acestea sunt talente supranaturale, daruri speciale. Însă abilitățile naturale, cu o parte dintre ele te naști și Dumnezeu când se zămislește, omul știe ce vrea să-L slujească pe el și pune în el anumite abilități care mai târziu vor deveni instrumente de slujire. Lucrul acesta se întâmplă în Luca, în capitolul 6, versetele 12 și 13, unde citim: în zilele acelea Iisus a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. De ce? Pentru că a doua zi, când s-a făcut ziua, versetul 13, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei pe 12. El i-a ales. Dintre câți? Dintre mulți. În ce bază i-a ales? În baza cunoașterii lui de Dumnezeu. În baza autorității sale de Dumnezeu. Nu i-a ales pentru mântuire. Și cei care n-au fost aleși să fie ucenici au putut să se mântuiască și foarte probabil că cei mai mulți au fost mântuiți. Hristos i-a ales pentru slujire. Fapte capitolul 13, citind cuvântul lui Dumnezeu, respectiv versetul 2, Fapte capitolul 13. Pe când slujeau Domnului, cine? Apostolii, ucenicii, oamenii lui Dumnezeu din vremea aceea, pe când slujeau Domnului, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pentru o lucrare specială pe Barnaba și pe Saul. Pentru mântuire? Nu, erau deja mântuiți. Pavel era deja mântuit de pe drumul Damascului. Dar bărbatul acesta pe care căruia Dumnezeu i-a dat niște abilități speciale din naștere și mai apoi, Dumnezeu, când acesta s-a făcut adult și a început să studieze teologia, l-a dus să studieze și să se formeze, pentru ca mai apoi să-l trimită la regii vremii. Nu l-a trimis pe Petru, l-a trimis pe Pavel. Pavel era un erudit,
Era un elevat, era un cult, era un pregătit, studiase la cea mai puternică școală a vremii. Fusese șef de promoție, un student emerit. De aceea el a mers la regi, el avea argumente, el cunoștea poeții. Și aduceți-vă aminte că în Scriptură el dă celor învățați un argument pe mintea lor și spune: voi nu știți că poeții voștri au scris? Petru poate nu știa ca și pescar ce au scris poeții, dar Pavel știa. De ce? A făcut o facultate și a luat masteratul, doctoratul. Pavel a trecut prin toată teologia vremii, de aceea știa ce scriu poeții, de aceea cunoștea mai bine decât un simplu pescar cum stau lucrurile. Este adevărat că el n-a mers doar în puterea cunoștinței sale, după cum nici Petru n-a mers doar în virtutea cunoștințelor sale, dar Duhul Sfânt nu te învață pe tine să faci ceea ce altul știe pe care îl poate folosi. Pavel a fost trimis la regi. Pentru că Pavel a fost format pentru asta. De ce? Hristos a avut nevoie de el în maniera aceasta. De aceea Hristos l-a predestinat pe el să facă tot ce a făcut ca să se formeze. Și atunci când devine adult să fie în stare să facă lucrarea lui Dumnezeu. Galateni capitolul 1. Istoria lui Ieremia se repetă cu Pavel. Versetele 15 și 16. Când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, de ce m-a chemat? A găsit cu cale să descopere mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Aceasta a fost chemarea lui Pavel, nu pentru mântuire. Chemarea de care vorbește aici a fost pentru slujire. Pavel a ales, Dumnezeu l-a ales pe acest bărbat, iar Pavel a venit și a devenit un instrument ascuțit în mâna lui Dumnezeu. Închei secțiunea aceasta, punctul acesta numit: există predestinație, dar nu pentru mântuire, ci pentru slujire. Mântuirea e pentru toți, slujirea la modul general este pentru toți, dar în mod concret nu toți vor fi păstori, nu toți vor fi apostoli, nu toți vor fi proroci, nu toți vor fi evangheliști, învățători, nu toți, însă toți vor fi la modul general martori. Principii generale, Romani, capitolul 12, versetele 6 și 7, citind cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de ea. În grabă, unii predicatori citează greșit, spunând cine are o slujbă. Poți avea o slujbă fără să fii chemat. Într-o anumită împrejurare de criză poți ajunge acolo. Dacă ai pe cineva care să te împingă în față din anumite interese omenești, poți ajunge acolo. Și sunt multe alte posibilități prin care poți ajunge în locul unei slujiri fără să fii chemat pentru asta. Însă dacă ești chemat sau nu, se vede din eficiența pe care o ai în slujirea respectivă. Din ungerea pe care o ai. Pentru că Dumnezeu nu dă ungere unui om într-o slujbă dacă nu l-a chemat să fie acolo. Cine te-a chemat să te și ungă. Dar când Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu îți dă și autoritatea să te duci și să faci cu succes, cu putere, cu tărie, ceea ce El te-a chemat să faci. Cine este chemat la o slujbă, cine nu este chemat, stai pe bancă liniștit, roagă-te, postește, teme-te de Domnul, citește Evanghelia, roagă-te pentru păstor, stai liniștit pe bancă, pentru că acolo vei avea mai mult succes stând liniștit decât venind într-un loc și făcând ceea ce nu trebuie, încurcând lucrurile. Efeseni, capitolul 4. Versetele de la 11 în jos. Și El a dat pe unii. Proroci, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. De ce i-a dat? I-a dat ca prin slujirea lor, versetul 12, să desăvârșească sfinții. Sfinții din biserică, să-i desăvârșească. Cum? Apostolii au avut niște daruri de autoritate specială. Prorocii au avut descoperiri. Evangheliștii au chemat oamenii nemântuiți
făcându-i mântuiți. Învățătorii au venit cu învățătura, cu edificarea, cu creșterea spirituală, iar păstorii au venit cu păstorirea sufletească. Pe cine? Pe aceștia! Dumnezeu lucrează prin aceștia pentru aceștia, pentru desăvârșirea lor. Al doilea și ultimul lucru pe care îl spun în această seară, asupra căruia vom zăvoi mai mult, este ceea ce anticipam în introducere. Voi aduce argumente că nu există predestinație pentru mântuire. Aceasta este poziția mea personală și poziția Bisericii Betania. De asemenea, voi aduce argumente că mântuirea se poate pierde. Aceasta este poziția mea și poziția Bisericii Betania. 1. Predestinația lui Dumnezeu numită de noi este de fapt precunoașterea lui Dumnezeu necauzatoare de realitate. Dumnezeu, înainte să se nască primul om, a știut că în anul 2006 se va naște un copilaș. Și a știut că peste 20 de ani acest copilaș devenind adult se va mântui sau nu se va mântui. Hai să presupunem că se va mântui. Dumnezeu a știut de la începutul începutului că acest copilaș născut în 2006, în 2026 având 20 de ani, se va mântui în Biserica Betania. Dar el se va mântui nu că Dumnezeu a știut. Preștiința lui Dumnezeu, adică știința mai dinainte, nu e cauzatoare de mântuire. Dar să presupunem că în același timp s-a mai născut încă un copilaș în 2006. Și în anul 2026 și el are 20 de ani, dar el nu se mântuiește. Și Dumnezeu a știut și acest lucru. Însă știința mai dinainte a lui Dumnezeu n-a cauzat ca el să nu se mântuiască. El nu s-a mântuit pentru că n-a vrut să accepte mântuirea. Dumnezeu a știut și că unul se va mântui și că celălalt nu se va mântui. Dar nu a cauzat știința lui Dumnezeu mântuirea unuia și a nemântuirea altuia. Dumnezeu a știut doar, dar preștiința, a tot știința, știința mai dinainte a lui Dumnezeu, nu i-a influențat pe unul să se pocăiască și pe unul nu. Nu, ei amândoi au avut posibilitatea să se mântuiască. Hristos pentru amândoi a murit. Biblia pentru amândoi a vorbit. Unul a spus da, altul a spus nu. Dumnezeu știa ce vor spune ei, dar nu din cauza lui au spus ei așa, ci din cauza lor. Preștiință înseamnă că Dumnezeu a știut tot ce vor face ei, dar știința lui Dumnezeu nu a cauzat ca ei să facă ce au făcut. De multe ori preștiința este confundată cu predestinația. Însă preștiința lui Dumnezeu înseamnă doar capacitatea infinită și absolută a lui Dumnezeu de a cunoaște toate lucrurile, pentru că la Dumnezeu nu există trecut și viitor. Pentru Dumnezeu nu există viitor, mâine. Dumnezeu este într-un permanent prezent. De aceea El știe tot ce se întâmplă acum. La El totul e acum. Citim de la 1 Petru, capitolul 1, primele două versete. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Atenție! După preștiința lui Dumnezeu, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, există o știință dinaintea lui Dumnezeu perfectă. Așa cum noi, dacă am văzut un film cu un an în urmă și acum îl revedem, știm tot ce se va întâmpla. Și cel care e lângă noi trăiește așa niște emoții și zice, wow, ce se va întâmpla? Și noi știm totul. Noi știm cum va începe, știm cum se va derula și știm cum se va încheia. Știm totul. Știm ce va zice unul și ce va zice altul. De ce? Noi știm totul. E așa știe Dumnezeu tot filmul istoriei universului. Pentru că tot universul trăiește în prezentul lui Dumnezeu, nu în trecutul sau în viitorul lui Dumnezeu. Întoarcem la Roman, capitolul 8, versetul 29. Citim cuvântul Domnului. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte.
Dintre cei doi copii născuți în anul 2006, Dumnezeu a știut că unul va primi mântuirea și că unul o va refuza. El a știut asta dinainte. Termenul acesta dinainte e foarte relativ. Ce înseamnă? Nu putem să ne ducem cu mintea și să ne dăm seama ce înseamnă. Dar dinainte de toți vecii, Dumnezeu a știut. El a știut că unul se va pocăi și altul nu. Și aici Biblia spune, pe cel pe care Dumnezeu a știut că se va pocăi, l-a hotărât, l-a confirmat, i-a dat posibilitatea să. Doi, al doilea argument. Chiar dacă omul trăiește într-o natură pervertită de păcat, și acesta este unul dintre argumentele de bază ale doctrinei predestinației, care spune că omul este prea pervertit de păcat, prea păcătos ca să se poată mântui singur. Omul nu se mântuiește singur. Dumnezeu îl mântuiește pentru că pocăința, credința din om nu se naște din nimic, din inteligența lui și din natura lui sfântă. Se naște din Evanghelia pe care o citește. Roman, capitolul 10. Credința vine în urma auzirii Evangheliei. Când auzi Evanghelia, se naște credința. Eu am trăit 21 de ani și nu din răutate l-am respins pe Domnul, ci l-am respins pentru că în mine nu era credință. Dar nu avea cum să fie credință pentru că nu ascultasem Evanghelia. Când Evanghelia a ajuns la mine, eu am fost confruntat cu credința pe care am lăsat-o să se dezvolte și i-am dat concursul, sau puteam să pun piciorul pe ea și să aleg destrăbălările în care trăiam în trecut. A fost alegerea mea. Eclesiastul, capitolul 3. Versetul 11. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Nature pervertite. Nu, ăștia nu se pot pocăi că sunt pervertiți. Ăștia n-au nimic bun în ei. Corect. Omul fără Dumnezeu este pervertit. Trăiește în destrăbălare. Dar undeva în duhul lui există gândul veșniciei. Asta o spune cuvântul, nu o spun eu. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11. În om există gândul veșniciei. Există un gol, există o căutare. Uitați-vă la bogații lumii, la regii lumii. Zbogați, sunt realizați, au mașini poleite cu aur și totuși mai caută. Ce mai cauți, dragule? Nu știu, dar undeva în interiorul meu există un gol, e gândul veșniciei. E pervertit în păcat, e destrăbălat până în măduva oaselor. Dar a păstrat Dumnezeu acolo un senzor, gândul veșniciei. Lucrul acesta trebuie spus că scrie în Evanghelie. Argumentul numărul 3. Roman, capitolul 3. Toți oamenii sunt la fel de vinovați în fața lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt la fel de vinovați în fața lui Dumnezeu. Versetele de la 9 la 12 și 23. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Corect! Evanghelia are dreptate. Dar tot Evanghelia spune, oamenii aceștia au totuși undeva în duhul lor, aproape mort, gândul veșniciei. Și atunci când vine cuvântul, se naște credința. Credință pe care omul are alternativele. Să-i dea concursul și să se împace cu Dumnezeu. Sau să o strivească și să-l respingă pe Dumnezeu. Argumentul numărul 4. Hristos a murit pentru toți oamenii. Jertfa de pe Golgota este pentru toți oamenii. Dacă Hristos stând pe cruce a privit la tâlharii care îi provocau moartea, rănindu-l, și a spus, Tată, iartă-i,
căci nu știu ce fac. Peste tot în Evanghelie, de la Genesa 3:15 până la Apocalipsa capitolul 22, peste tot se spune că Iisus a murit pentru toți oamenii. Iisus a murit pentru toți oamenii. Hristos a murit pentru toți oamenii. Ce fericit ești în această seară, știind că Iisus a murit și pentru tine. Poate n-ai părinți, poate n-ai mașină, poate n-ai serviciu, poate nu ai bani, poate nu ai credit, nu ai record, poate nu ai acte, poate nu mai ai soț sau părinți, dar un lucru este clar, Hristos a murit și pentru tine. Hristos a murit și pentru tine. Hristos și-a întins mâinile să cuprindă pe toți oamenii. Iar Tatăl, din pildă, are doi fii care simbolizează omenirea întreagă și pentru amândoi are gânduri de împăcare, cu unul într-un fel și cu altul în alt fel. Dacă ești respins de oameni, de instituții, de societate, de guvern, de familie, ascultă-mă, Hristos nu te va respinge niciodată. Și a părăsit cerul și a venit pe pământ pentru tine și pentru mine. Aș fi fost la vremea aceasta un om fără destin dacă n-aș fi acceptat la vârsta de 21 de ani mântuirea pe care Domnul mi-a oferit-o. N-am avut niciun merit, am fost un om ca toți oamenii și când l-am întâlnit pe Hristos, El mi-a vorbit cu Evanghelia și Evanghelia ce a produs în mine credința și prin credința aceasta l-am acceptat pe Domnul în sufletul meu și acum este acolo. Argumentul numărul 5. Iisus a predicat unor persoane și unor orașe care l-au respins. Doctrina predestinației spune că Dumnezeu a predestinat pe unii și la aceia, pe aceia aduce la mântuire, iar pe alții nu i-a predestinat, de fapt i-a predestinat pentru iad și pe aceia nu i-a aduce la mântuire. Acum eu vreau să spun ceva, Hristos a predicat unor oameni care n-au acceptat mântuirea. Întreb, dacă avea în vedere să nu-i mântuiască, de ce le-a predicat? Doi, dacă avea în vedere să-i mântuiască, de ce aceștia n-au crezut și l-au respins? Citim cuvântul Domnului. Matei capitolul 11, versetele 20 la 24. Atunci Iisus a început să mustre pe cine? Orașele în care a predicat, în care a făcut multe minuni. Sunteți acolo cu Scriptura? Am să vă aștept să deschideți. Matei capitolul 11. E foarte important să priviți cu ochii dumneavoastră în Evanghelia pe care o țineți în mână. Și acum am să citesc și urmăriți-mă. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fusese refăcute cele mai multe din minunile lui. Pentru că nu se pocăise. De-aia le-a mustrat. Pentru că nu se pocăise. De ce s-a dus Iisus să predice? Ca să se pocăiască, nu? De ce a făcut Iisus minuni? Ca să vindece. Și în al doilea rând, minunile să sprijinească Evanghelia predicată. De ce a făcut astea? Ca oamenii să se pocăiască. Și ei nu s-au pocăit. Ce a făcut Iisus când ei nu s-au pocăit? I-a mustrat și le-a zis, cum vă permiteți voi să vină Fiul lui Dumnezeu la voi, să vă predice, iar Evanghelia predicată să fie sprijinită cu semne și minuni și voi să nu credeți. Vă mustru pentru că nu credeți. Eu am venit la voi ca voi să credeți. Și voi nu vreți să credeți. Eu am venit la voi ca voi să vă pocăiți. Și voi nu vreți să vă pocăiți. De ce s-a dus Hristos să predice? Să se pocăiască sau să nu se pocăiască? Să se pocăiască. De ce? El spune asta, am așteptat să vă pocăiți. Ei s-au pocăit? Nu. Dacă trebuia să se pocăiască, de ce nu s-au pocăit? Dacă i-a predestinat să se pocăiască. Iar dacă nu i-a predestinat, de ce a așteptat Hristos ca ei să se pocăiască? Versetul 21. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido, dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit. Poate un Dumnezeu care a hotărât Tirul și Sidonul sau Horazinul și Betsaida, să presupunem că Dumnezeu a hotărât aceste două orașe. Le-a hotărât ca să nu se mântuiască și mai apoi se duce și le reproșează.
ar fi trebuit să vă pocăiți în urma la tot mesajul pe care l-am trimis la voi. E cinstit Dumnezeu acum vine să-i disprețuiască? Oameni buni, am ajuns la vârsta în care trebuie să avem discernământ. Hristos a predicat în Betsaida, Hristos a predicat în Horazim, Hristos n-a dormit, s-a rugat și a predicat, a dormit puțin, a renunțat de multe ori la mâncare, a trăit pentru oamenii ăștia, a făcut tot ce a putut și de aceea îl doare sufletul și plânge și spune: am făcut tot ce am putut pentru voi, dacă în alte orașe, în alte orașe m-aș fi investit cum m-am investit la voi, am făcut semne, minune, am predicat, ăia s-ar fi pocăit, voi de ce nu vă pocăiți? Ce e aici, predestinație sau nu? Versetul 22. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și pentru Sidon decât pentru voi. Există ziua judecății? Da. Și Dumnezeu ce-i judecă? Că le-a predicat și n-au vrut să se pocăiască. De asta-i judecă. Ei sunt responsabili? Sigur că da. De ce? Pentru că au avut alternativa să creadă și n-au vrut. Și Dumnezeu le spune: de ce n-ați vrut? Că am făcut totul ca să puteți. V-am stat la dispoziție, v-am predicat, am făcut minuni, ar fi trebuit în mod normal să reacționați prin pocăință, nu prin nepocăință, dar va veni judecata și veți plăti. Iată dar, dreptul lui Dumnezeu de a judeca e direct proporțional cu libertatea lor de a alege. Pentru că omul are libertatea să alegă, Dumnezeu are dreptul să-l judece. Nu-l judecă doar pentru că e păcătos, îl judecă că l-a respins pe Hristos. De aceea vor merge oamenii în iad. Nu neapărat pentru că sunt păcătoși, pentru că păcătoși sunt toți. Dar Hristos va accepta ca cei de la stânga să meargă în iad doar pentru faptul că l-au refuzat pe El. Acesta este cel mai mare păcat. Aceasta este o hulă împotriva Duhului Sfânt, care vine mereu și mereu și te îmbie la mântuire și te cheamă să reacționezi cu pocăință și respingi. Cum să fie un astfel de om iertat? Ce șanse are să fie iertat când el îl hulește pe Dumnezeu prin necredința lui? Hulește Evanghelia prin necredința lui. Nu vrea să audă de ea. Lui nu-i trebuie. El e ocupat. El are religia lui. Dacă Iisus le-a predicat Evanghelia, înseamnă că au fost predestinați. Dar n-au crezut, înseamnă că n-au fost. Dacă au fost predestinați, de ce n-au primit cuvântul? Sunt întrebări la care trebuie să răspundem. Însă nu-i nevoie. Argumentul numărul 6. Marcu, capitolul 16. Marcu, capitolul 16, versetul 15. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Unde veți întâlni o ființă umană? Înaltă, măruntă, grasă, slabă, neagră, albă, galbenă, rău, bun, agresiv, liniștit. Predică Evanghelia. Duceți-vă în toată lumea. Duceți-vă în Asia, în Africa, în Australia, în Europa, în America, duceți-vă peste tot. Și ce să facem? Predicați. La toți? Da. De ce? Toți vreau să se mântuiască. Mandatul predicării Evangheliei este universal. Cum își permite Dumnezeu să trimită Evanghelia la mine și în același timp tot El să nu mă lase să mă mântuiesc? Poate cineva să accepte că un Dumnezeul din cer, al Bibliei, al cerului, al pământului, se poate comporta așa? Păi dacă un om s-ar comporta așa, eu nu l-aș mai respecta. Dar Dumnezeul cerului și al pământului, cum să se comporte El așa? El nu trimite Evanghelia să ne enerveze. Nu trimite Evanghelia să-și bată joc de noi. Nu trimite Evanghelia ca să ne calce în picioare și să mai calce pe mucul care mai fumegă și să facă zob trestia care e deja frântă. Nu astfel de inimă are Dumnezeul cerului și al pământului. Nu pe un astfel Dumnezeul căutăm noi și alte miliarde de pământeni care renunță la destrăbălare și la religia lor și se aruncă în brațele deschise veșnic al lui Dumnezeu. De ce să misionăm? De ce să ne rugăm pentru oamenii nemântuiți? De ce să predicăm Evanghelia la fiecare om? Pentru că fiecare om trebuie să aibă dreptul, să aibă o dată în viață măcar șansa să asculte Evanghelia care generează, naște, produce credință în inima lui.
Argumentul numărul 7. Oamenii nu vor ajunge în iad doar pentru că au o natură păcătoasă, ci pentru că, având o natură păcătoasă, nu au acceptat credința și pocăința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Marcu 16:16. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede are libertatea să creadă, sigur că altfel n-ar zice Dumnezeu, cine nu va crede. Dacă eu n-aș avea libertatea să mă fac vreodată pilot de avion, poate cineva să-mi reproșeze că n-am vrut să mă fac? Hristos aici nu spune cei care au fost sortiți să nu creadă, ci spune cei care nu cred. Asta înseamnă că au avut posibilitatea să creadă. Corect? Corect. Și n-au crezut pentru că n-au vrut. Luca capitolul 13. Luca capitolul 13, versetul 34, citim cuvântul Domnului din nou. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși de tine. De atenție, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi, și n-ai vrut! Și n-ai vrut. Wow! N-a vrut, frați și surori. N-a vrut. N-a vrut. Poți să nu vrei dacă nu ți se oferă posibilitatea să vrei sau să nu vrei? Hristos le reproșează, am vrut să vă strâng puii, copiii, cum își strânge cloșca puii, cum își strânge o pasăre puișorii pe lângă ea, dar n-ați vrut. N-ați vrut. Ați avut oportunitatea, v-am dat ocazia, dar n-ați vrut. Voința voastră a fost la mijloc. Câtă predestinație există aici? Ioan capitolul 12, versetul 48. Citind cuvântul Domnului. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine să-l osândească. Cine? Cuvântul pe care îl respinge. Cine nu primește cuvântul, cuvântul acesta pe care îl respingi, îl va osândi. Păi de ce să mă osândească dacă am fost hotărât de Dumnezeu să nu-l primesc? Oamenii lui Dumnezeu, la vârsta aceasta se potrivesc cuvintele Bibliei care spun: cine are urechi de auzit, să audă. Dacă aceste argumente nu fac lumină, să mă iertați. Argumentul numărul 8. Luca, capitolul 6. Versetul 16. A doua parte. Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător. Mulți oameni spun, Iuda a devenit vânzător, nu? Scriptura spune înainte că va fi un vânzător. A spus înainte să se nască Iuda că va fi un vânzător. Asta înseamnă că Dumnezeu l-a pus să fie vânzător. Interesant Dumnezeu. Păi ăsta nu e Cezarul de la Roma. Ăsta nu e George Bush. Ăsta este Dumnezeu. Ăsta nu putea să-l pună pe Iuda să se facă vânzător și mai apoi să-l trimită în iad ca l-a vândut pe Hristos. Ce onoare are Dumnezeu dacă procedează așa? Însă Evanghelia face lumină. Ce mult iubesc Evanghelia aceasta! Iuda, care s-a făcut vânzător, el singur s-a făcut vânzător, el a ales. El a ales să se facă vânzător. A fost alegerea lui. A avut oportunitatea să nu facă această alegere. Însă a ales să se facă vânzător. Nu Dumnezeu l-a predestinat să fie vânzător. 6:16, Evanghelia după Luca. Argumentul numărul 9. Căderea lui Lucifer, Adam și Eva ridică serioase semne de întrebare. Argumentul numărul 10. Luca capitolul 22. Versetele 31 și 32.
Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca nu, să nu se piardă credința ta. Doamne, dar de ce te-ai rugat? Păi credința mea nu se mai poate pierde, Doamne. E prinsă în șuruburi, are șaibă Grover, nu se mai pierde, Doamne. Asta este pecetluită pe vecii vecilor. Nu, Simone, se putea pierde, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu ți se piardă credința. Doamne, puteam să-mi pierd credința? Da, puteai să-ți pierzi credința. Ascultă-mă, frate și soră, te rog să primești responsabilitatea propriei existențe, pentru că în felul în care trăiești, poți să pierzi ceea ce ai primit. Să nu crezi că dacă te-ai botezat, ai rezolvat-o. După aceea îți permis să te comporți oricum. Bârfă, cleveteală, lipsești de la adunare, faci ce vrei. Dacă vrei să faci ce zic ăștia, faci, dacă nu, lasă-i, Doamne, în pace, că suntem într-o țară liberă. Ascultă-mă, drăguțule, asta nu-i țară liberă, asta e Biserica lui Hristos. Țară liberă e de la gardul ăsta încolo. Aici e împărăția Regelui Iisus Hristos. Asta nu-i țară liberă. Țară liberă are Bush, nu Hristos. A lui Hristos e ocupată. Argumentul numărul 11, Luca, capitolul 16, versetele 25 și 31. Fiul ei a zis Avram: adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat lucrurile bune, Lazar și le-a luat pe cele rele. Versetul 31. Avram i-a răspuns: nu ascult, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Omul acesta ajunge în iad și se plânge că vrea să iasă de acolo. Și Dumnezeu îi spune: tu ai ales să ajungi aici. Atunci el se gândește că mai are 5 frați și spune: Doamne, acum m-am convins că ceea ce numeam prostii și glume când trăiam sunt realități. Fă-te rog ceva să învieze cineva din morți, ca cei 5 frați ai mei să n-ajungă aici. Și Hristos spune: au Evanghelia. Ar fi spus Hristos: au Evanghelia dacă erau predestinați să n-o aibă? Oameni buni, ar fi spus? Ăsta e Hristosul din inima dumneavoastră, care umblă ca omul cu fofârliga? Nici de cum, nici de cum, nici de cum! Hristos a spus: au oportunitatea să se pocăiască, au Evanghelia, să creadă în ea. Ar fi spus așa Hristos, dacă nu ar fi fost adevărat, doar să îi ia, să-i arunce lui ăsta ceva așa, să ia ochii? Ăsta e Hristosul Scripturilor? Nu! Ăsta este Hristosul unor religii. Hristosul Bibliei ce spune este da și amin. Pe cuvântul Hristosului din Scriptură poți merge, omule, ziua și noaptea. Atunci când toată lumea pare că are dreptate împotriva lui, să știi că Hristos are dreptate. Atunci când se pare că nimic nu mai e adevărat din ce spune Dumnezeu, să ții minte, 100% are dreptate Dumnezeu. Să mergi pe mâna lui Dumnezeu, că nu vei pierde niciodată. Să te duci pe cuvântul lui Dumnezeu până la capătul pământului. Și când va fi gata, gata să cazi, Dumnezeu își va aduce aminte că a promis. Dumnezeu are demnitate, se va ține de cuvânt. A spus: se pot pocăia, Evanghelia, să creadă în ea. Și tu ai avut-o și ai ajuns aici pentru că tu ți-ai ales lucrurile bune. Care bune? Destrăbălarea, hainele scumpe, mâncărurile alese, îmbuibarea și respingerea credinței în Iisus Hristos. Argumentul numărul 12. Domnul Iisus Hristos, în calitate de mântuitor, este îngrijorat. Cuvântul acesta este relativ impropriu. El este bine pus acum aici, dar dacă îl aplicăm la Domnul Iisus Hristos, nu prea se potrivește, că Domnul nu poate fi îngrijorat. Dar pentru înțelegerea noastră folosesc cuvântul îngrijorat. Domnul Iisus Hristos este îngrijorat de posibilitatea pierderii mântuirii. Luca 18, versetul 8. Vă spun că le va face dreptate în curând,
Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Va mai găsi Dumnezeu credință pe pământ? Dacă într-o țară astăzi, cum este Olanda, unde odinioară reformele de acum 400-500 de ani au făcut din țara aceea o țară a lui Iisus, astăzi este plină de homosexuali și de bărbați care se căsătoresc între ei și înfiază copii, înseamnă că Dumnezeu i-a predestinat să facă asta. Interesant Dumnezeu. Nu Dumnezeu i-a predestinat să facă asta. Dumnezeu a scris în Evanghelie, în Romani, în capitolul 1 și în multe locuri din Biblie că aceste orientări sunt păcătoase și vor atrage mânia și blestemul lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât o singură femeie pentru un singur bărbat și în legământul căsătoriei să trăiască în sfințenie și patul să nu fie spurcat. Amin? Amin! Așa spune Evanghelia. Nu Dumnezeu i-a pus pe olandezi și pe canadieni și pe spanioli și pe suedezi să accepte și ei. Nu! Ei au făcut o alegere a lor. Nu Dumnezeu i-a pus să facă asta, că nu Dumnezeu a inventat răul. Răul s-a născut în mintea care îl respinge pe Domnul. Evrei capitolul 10. Evrei capitolul 10. Versetele de la 35 la 39, citind cuvântul Domnului. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi... Există posibilitatea să dea înapoi. Păi dacă nu exista posibilitatea să dea înapoi, Sfânta Evanghelie scria asta? Nu. Ăsta e răspunsul. Nu. Nu scria. Scrie pentru că există posibilitatea și înainte și înapoi. Matei capitolul 24. Versetele 13 și 14, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Există un sfârșit al nostru și există un sfârșit universal. Eu sunt chemat să rabd până la sfârșitul meu, iar la sfârșitul universal Dumnezeu va trage linie. Argumentul numărul 13. Matei capitolul 3, versetele 5 la 9, citind cuvântul Domnului. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el, adică Ioan Botezătorul în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin și ei să primească botezul, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Mergeți și faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, duceți-vă și pocăiți-vă mai întâi. Ioan Botezătorul, credeți că a avut clar în minte problema predestinației? Pentru mine, da, a avut-o clar. Dacă a avut-o clar, cum îi îndemna el pe oamenii ăștia să se ducă să pocăiască, dacă n-ar fi fost predestinat să se pocăiască? Simplu, pentru că toți oamenii sunt chemați să se mântuiască prin credința și pocăința în Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Principiul pocăinței predicat de Ioan ne obligă, de asemenea principiul judecății. Aduceți-vă aminte de textul citit în introducere, Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 30 și 31. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum cui? Tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Tuturor, da. De ce? Pentru că a rânduit o zi. Ei și, uite ce, va fi judecați oamenii. Cine va fi judecați? Cei care nu se pocăiesc la predicare. Păi Dumnezeu i-a hotărât. Dumnezeu i-a hotărât. Și Dumnezeu îi judecă că n-au primit, nu? Ultimul meu argument și închei. Argumentul numărul 14.
Cele patru exemple sau cinci unde se face diferența între cel care respinge și cel care crede. A. Pilda celor 10 fecioare, Matei 25. Toate au fost fecioare, toate au avut candelă, numai că 5 dintre ele au făcut ceva personal, nu Dumnezeu a făcut pentru ele. Ele au făcut personal. Au avut și un de lemn de rezervă, în candelă. Și când a venit Hristos, mirele, atunci ceea ce ele au făcut pentru ele a făcut diferența. Nu Hristos a spus, voi 5, veniți încoace, următoarele 5, plecați de aici. Nu asta a spus Hristos. Hristos a găsit doar 5, că 5 erau plecate într-o vreme nepotrivită să se aranjeze. Cât a fost de aranjat, n-au avut timp. Luca 17, punctul B la același 14. Luca 17, versetul 32. Luca 17, versetul 32. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce a făcut nevasta lui Lot? A fost lângă Lot și Dumnezeu le-a spus la amândoi prin înger să nu vă uitați înapoi. Și Dumnezeu i-a sucit gâtul la nevasta lui Lot și a spus, uite-te înapoi ca mai apoi să te fac într-un stâlp de sare. Credeți că așa s-a întâmplat? Ăla nu-i Dumnezeul meu, ăla nu-i Dumnezeul Bibliei. Le-a spus la amândoi să nu vă uitați înapoi. Și ea a ales să se uite. A fost alegerea ei personală. A plătit necredința ei? A plătit neascultarea ei? Da, a plătit cum? A prefăcut-o Dumnezeu într-un stâlp de sare. A fost predestinată să se facă stâlp de sare, nu? Sigur că nu. Versetul 34, același capitol, două versete mai sus. Vă spun că în noaptea aceea doi înși care vor fi în pat, unul va fi luat, unul va fi lăsat. Credeți că Dumnezeu spune tu da, tu nu, pentru că așa trebuie? Asta nu înseamnă că soțul va pleca și soția va rămâne. Nu, 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 să nu înțelegeți asta. Este doar o formă de a spune cât de exigent este Dumnezeu în judecata lui. Versetul 35. Două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Iată dar ce selecție face Dumnezeu. Dar dacă citiți contextul în care e așezat textul acesta, Luca 17, veți constata că e așezat în contextul cărei învățături. Vreau să spună cineva lucrul acesta. În contextul vegherii. Asta spune Hristos mereu, vegheați, vegheați. Păi de ce îmi spune mie să veghez dacă El a hotărât că n-am nicio șansă să mă pocăiesc? La ce să mai veghez? Lasă-mă în pace, Doamne, odată! Lasă-mă în pace că și așa pe mine mai predestinat să n-am niciodată mântuirea. La ce să veghez? Veghează, pentru că ai posibilitatea și să fii mântuit, dar ai posibilitatea și să cazi. Veghează, omule! Veghează că judecata mea va fi exigentă. Atât de exigentă încât fiecare cuvânt nefolositor pe care îl spui, fiecare cuvânt. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 15. Fiecare cuvânt nefolositor care ți iese din gură va atrage judecata lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu cu care a venit pe pământ, spuneam data trecută, că a dat naștere unui alt concept despre iubire, pe lângă celelalte cuvinte care exprimau în limba greacă manifestarea de iubire față de prieteni, față de familie, față de soție, și în sânul revelației s-a născut iubirea agape. Dacă citiți într-un dicționar, veți constata că iubirea agape este de factură divină. Un Dumnezeu care iubește, și iubirea agape are câteva caracteristici. 1. Nu trebuie să o meriți. Nu trebuie să o meriți, este necondiționată. Dumnezeu o revarsă peste toți oamenii. Dumnezeu o revarsă peste toți oamenii. Aduceți-vă aminte de, vă spuneam data trecută, de preotul din pilda samariteanului. Domnul Iisus nu-l apreciază că a trecut pe lângă omul ăla și nu l-a ajutat. Levitul de asemenea. Cum va trece el pe lângă cineva care are nevoie de ajutor fără să nu-l ajute? Timp în care el nu-l apreciază pe preot și pe levit că nu l-au ajutat. Așa-l credeți pe Dumnezeu? Că nu-l apreciază pe preot, nu-l apreciază pe levit, dar el care nu-i apreciază pentru lucru negativ, el acum face și el lucru negativ la rândul lui. Departe de Domnul asta. Mai mult de atât, aduceți-vă aminte
că Dumnezeu avertizează în Iacov 4 cu versetul 17, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Corect, așa spune Evanghelia, așa spune. Și Dumnezeu acum știa că și cei pe care i-a predestinat să meargă în iad ar fi fost bine să-i mântuiască. Și totuși știe să facă un bine și nu-l face. Și mai apoi vine și dă lecții oamenilor. Interesant Dumnezeu. Cum ar putea El să-mi spună mie să fac bine ori de câte ori am ocazia, când El a avut ocazia să mântuiască 6 miliarde și din 6 miliarde a ales 3 și a spus restul în iad, în foc. Aceasta este inima unui Dumnezeu care și-a dat Fiul să moară pe Golgota? Nu. Acesta înseamnă o alegere corectă, o alegere bună, o alegere plină de iubire? Nu. E adevărat că nimeni nu merita. Dar noi, cei cărora le facem bine, toți merită să le facem bine când El îmi spune mie, iubește-ți vrăjmașii. Să-mi iubesc vrăjmașii? Păi cum să mă înveți pe mine să-mi iubesc vrăjmașii când Tu, la rândul Tău, Doamne, jumătate din vrăjmașii ai trimis în iad? I-ai predestinat să ducă în iad. Și acum mie îmi spui să-mi iubesc pe toți vrăjmașii. Fac și eu ca tine. Jumate iubesc, jumătate foc pe ei. Veți spune, Luigi, ești îndrăzneț, frații mei. Gândiți și dumneavoastră asta sau nu o gândiți? Nu sunt îndrăzneț, pentru că Dumnezeul meu, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul cerului și al pământului nu este așa. El are o inimă plină de iubire. Scapără de iubire. La înmormântarea unui mare misionar, David Livingstone, în catedrala Westminster din Londra, s-au adunat atâția oameni încât aproape că nu s-au mai putut mișca. Acesta a fost un om celebru. Printre mulțimea de oameni care stăteau lipiți unii de alții, a încercat să-și facă loc un om îmbrăcat în zdrențe. Toți încercau să-l respingă, mirosea urât, era disgrațios, n-avea o înfățișare care îi impunea respect și care cerea încredere. Dar omul acesta, în timp ce mergea spre locul unde era coșciugul, tot timpul spunea: lăsați-mă să trec. Lăsați-mă să trec, atunci când am să ajung acolo, am să vă spun de ce eu am dreptul primul să trec. Când în sfârșit a ajuns acolo, a cerut voie să vorbească și a spus: oameni buni, eu sunt prima persoană de aici care am dreptul să fiu aici, lângă el. Pentru că eu am copilărit cu el. Eu m-am urcat în pom cu el, după păsări și după fructe. Eu am fost cu el la școală. Eu m-am jucat cu el. Numai că atunci când ne-am făcut mari, deciziile în ceea ce privește Dumnezeu ne-au despărțit. El a ales să-L slujească pe Iisus. Eu am ales altceva. Aduceți-vă aminte cine a fost David și aduceți-vă aminte, imaginați-vă cine a fost acel cerșetor îmbrăcat în zdrențe, rost de alcool și de destrăbărare. El cu gura lui a spus: am copilărit împreună, însă am ales lucruri diferite. Te întreb acum când închei, ce alegi tu? Nu da vina pe Dumnezeu. Nu lăsa moale cu pocăința că oricum ești rezolvat. Ascultă-mă, tu alegi ce faci cu sufletul tău. Dă-i în seara aceasta inima lui Iisus Hristos. Dacă eu aș putea să iau inima ta și să o dau lui Iisus, crede-mă că aș mai cere o jumătate de oră din program și aș rezolva problema ta. Înțelegând că dacă mergi în iad, nimeni nu te mai scoate de acolo. Dar eu nu pot să fac nimic pentru sufletul tău, mai mult decât ce am spus până acum. Însă tu ești singurul om care în seara aceasta te poți prăbuși aici, cum odinioară eu și alții ne-am prăbușit la picioarele Regelui, recunoscând că suntem niște oameni vinovați, niște păcătoși incurabili, dar în inima cărora se naște credință pentru că se predică Evanghelia. Aș vrea să vă aplecați capetele chiar acum cu toții. Vă rog, faceți-mi favoarea aceasta. Stați toți cu capetele aplecate. Știu în inima mea că în seara aceasta este aici cel puțin un om care nu-și poate permite să plece acasă, dușman cu Dumnezeu, să conducă timp în care poate intra în fiecare stâlp și totuși să nu-și mântuiască sufletul.
să-și permită să se culce diseară cu capul pe pernă, fără să-i fie frică că nu se mai trezește, timp în care încă nu se împacă cu Dumnezeu. Omule, tu știi că toate aceste cuvinte sunt adevărate. Dacă vrei în această seară să te împaci cu Iisus, Iisus este aici, El te iubește. A mai rămas după 2000 de ani de istorie la fel pentru sufletul tău. Îi pasă de tine în modul cel mai real. Nu poți fi atât de rău ca Dumnezeu să te părăsească. Nu poți fi mai rău decât tâlharul de pe cruce pe care Hristos l-a mântuit. Nu poți fi mai rău decât am fost eu la 21 de ani, când crescând fără părinți mi-am făcut de cap. Cum am putut mai rău? Oricât de rău ai fi în seara aceasta, Hristos te iubește și te caută. Lasă-L să-ți mântuiască sufletul, dar trebuie să-i spui da, tu trebuie să-i spui. Vrei să-i spui da Domnului? E ocazia ta. Te rog, spune acest da printr-un gest fizic. Acolo unde ești, timp în care oamenii aceștia sunt cu capetele aplecate, ridică o mână. Te rog, ridică mâna. Ridicați mâna oriunde sunteți în sala aceasta. Mulțumesc, mulțumesc. Mai este cineva? Aș vrea să vă rog acum pe toți, din tot sufletul, să vă ridicați în picioare. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Problema banilor este importantă ca toate celelalte, dar ea într-o zi se va termina. Și săracii și bogații mor. Și flămânzii și oamenii săturați mor, și bolnavii și sănătoși mor, și americanii și africanii mor. Dar numai că mântuiții merg în cer, timp în care nemântuiții merg în iad. Haideți să ne rugăm, dacă ești nemântuit, mântuiește-te acum, Hristos îți oferă prin credință mântuirea. Iar dacă ești mântuit, roagă-te Domnului să trăiești o viață de neprihănire, pentru ca să nu-ți pierzi mântuirea. Haideți să ne unim vocile și să strigăm către Domnul. În numele Domnului ne rugăm acum cu toții. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.